Școala din Chisătău, stat aparținător comunei Belinți, a fost recepționată. Unitatea de învățământ este una modernă care din toamnă va găzdui elevii din clasele 1-4 din localitate, dar și pe cei de grădiniță. Finanțarea a fost obținută în anul 2023, iar în toamna anului trecut au demarat lucrările. Astăzi există un motiv de bucurie, în primul rând pentru noi ca și administrație, la fel ca și pentru doamna directoare, pentru școala din comuna Belinți, pentru copilașii care vin aici la școală. Vorbim despre școala din Chisătău, la care astăzi am făcut recepția. Am primit finanțare în anul 2023. În toamna anului am început lucrările. Astăzi suntem în stadiu final. De la toamnă copilașii pot veni aici și să-și desfășoare activitatea într-o școală modernă și eficientă energetic. În apropierea școlii a fost amenajat și un teren sintetic, modern, cu iluminat nocturn. Ne bucurăm că aici în zonă avem și terenul sintetic, care la fel, de la începutul mandatului, am găsit o zonă într-un stadiu foarte degradat și ne-am gândit să o animăm pe parcursul mandatului. Și astăzi ne bucurăm de cele două investiții în această zonă, teren sintetic cu iluminat nocturn, pentru toți copiii și nu numai, care își desfășoară activitatea sportivă și la fel grădinița care se ridică la un nivel bun, modern, pentru zilele în care trăim. Finanțarea pentru școală a fost obținută prin AFM, un program la care administrația locală din Belinți a mai depus încă 5 proiecte, 3 dintre ele fiind în implementare, iar pentru 2 existând finanțare. Aici vorbim despre școala de la Belinți și căminul cultural de la Gruni.